Vin sărbătorile și deci mult așteptata mini-vacanță de care vor beneficia majoritatea românilor. Nu va fi vacanță însă pentru structurile de ordine publică, care au mult de lucru în această perioadă. Deși vorbim de aceleași măsuri care se aplică în fiecare an, ministrul afacerilor interne a susținut o videoconferință cu prefecții și conducerile instituțiilor din subordinea ministerului pentru a le reaminti că cetățenii trebuie să se simtă în siguranță și de aceea este nevoie de maximă atenție, implicare și exigență din partea forțelor de ordine. Eu doresc să cer doamnelor și domnilor prefecți și tuturor șefilor structurilor mari instituirea în această perioadă unui program prin care să se asigure o permanentă supraveghere a ordinei publice în mediul rural, dar și în mediul urban, care prezintă anumite particularități, dat fiind că vor fi mai multe zile libere, dat fiind că sunt sărbătorile Crăciunului și Anului Nou. Participarea rapidă și eficientă pentru rezolvarea cauzelor ce țin de salvarea vieții oamenilor le-a fost cerută și inspectoratelor pentru situații de urgență, în timp ce poliția trebuie să acorde o atenție sporită furturilor, tâlhăriilor și comerțului neautorizat. Nu a fost scăpată din vedere nici jandarmeria, care se va concentra în această perioadă pe asigurarea liniștii și ordinii în spațiile publice. Pentru jandarmeria română, câteva foarte pe scurt priorități. Managementul activităților dumneavoastră să se concentreze pe asigurarea ordinii publice în situația derulării adunărilor cu caracter comemorativ, religios, cultural, artistic, să fim atenți în perioada sărbătorilor, concerte, activități care sunt generate de diferite sărbători. Și pentru că suntem în sezonul artificiilor, petardelor și altor materiale pirotehnice de sezon, un mare rol în prevenirea producerii unor evenimente deosebite îl are Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Este o perioadă în care, așa cum vă spunea și domnul ministru Oprea, oamenii pleacă de acasă, așa că măsurile de prevenire, de atenționare a populației în legătură cu închiderea instalațiilor de încălzire sau, mă rog, a gazelor, sunt măsuri pe care trebuie să le luați, sunt măsuri pe care trebuie să le popularizați prin toate mijloacele pe care le aveți la dispoziție. Vigilență maximă va fi de sărbători și în ceea ce privește traficul rutier, mai ales că în ultima perioadă numărul morților de pe șosele este unul alarmant, după cum a afirmat chiar ministrul Radu Stroie. Din acest motiv, polițiștilor de la circulație li s-a cerut să acționeze zi și noapte în trafic, în special pe liniile de viteză și consum de alcool. Măsuri specifice vor fi luate și la frontieră, unde s-a cerut controle atente asupra persoanelor și a bunurilor, dar și dispunerea de măsuri de dimensionare corespunzătoare a efectivelor acolo unde situația o va impune.